Lăudați să fie Domnul! Dacă aveți Scriptura la dumneavoastră, haideți împreună cu mine să deschidem Sfânta Scriptură la Matei, capitolul 4, să citim de la versetul 18, pagina în Sfânta Scriptură 926. Matei, capitolul 4, de la versetul 18. Pe când trecea pe lângă Marea Galilei, Iisus a văzut doi frați, pe Simon, zis Petru, și pe fratele său Andrei, care aruncau o mreajă mare, căci erau pescari. El le-a zis, veniți după mine și voi face pescari de oameni. Îndată, ei au lăsat mrejele și au mers după el. De acolo a mers mai departe și a văzut pe alți doi frați, pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lor Zebedei și își cârpeau mrejele. El i-a chemat. Și îndată, ei au lăsat corabia și pe tatăl lor și au mers după el. Amin. Amin. Fraților, vă îndemn cu respect să reocupați locurile. E o mare bucurie în seara asta să fim în prezența lui Dumnezeu, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Vă apreciem pe toți care ați venit în locul acesta și aș vrea ca Dumnezeu să rostească un cuvânt pentru noi. Să știți că, așa cum spuneam și aseară, eu nu sunt un mare predicator și nici nu prea predic de la amvon, pentru că Dumnezeu m-a așezat într-o lucrare în care predic mai mult de la om la om. Sunt mai mult pe teren, printre oamenii săraci, le zic despre Dumnezeu, dar mă gândeam că după multe predici frumoase pe care dumneavoastră le-ați avut până acum și uitați-vă ce binecuvântare ne-a dat Dumnezeu să avem predicatori de tot felul, să ascultăm și pe internet și în biserici. Să știți că după meniuri bogate, când mergi la restaurant uneori e frumos, e bine să mă iei și un desert. Ați observat că unii la un moment dat spun, bă, nu mănânc seara asta și unii chiar insistă să nu mănânce seara, spun, dar un desert ar merge. Luați în seara asta un desert, un mesaj simplu, ca din partea lui Dumnezeu, prin care și eu și dumneavoastră să-l asimilăm și totodată să-l practicăm și să-l punem în viața noastră și zic, Doamne ajută la lucrul ăsta. Am citit despre chemarea unor ucenici. Știți cât e de mare criză de ucenici în vremea asta? N-ați observat în momentul când începi să-ți construiești o firmă de construcții, dau un exemplu, în momentul când chemi un om ca să lucreze la tine, spui așa, te plătesc bine, dar nu cunosc nicio meserie, nu-i nicio problemă, te iau ca și ucenic. Nu știu cum se numesc la dumneavoastră, dar la noi se numesc palmași sau salahori sau ucenici. Și e un ucenic și îl plătești tu, spui în felul următor, investesc în el, e priceput, are îndemânare, lasă că o să-i plătesc din ce în ce mai bine, că l-aș vrea să-l pun undeva acolo, să-mi fiu un om de bază, să mai am și o libertate, să mă duc încolo, încoace, să mă duc la evangelizare, undeva să slujesc și îmi pun un om de bază și investesc în ucenicul ăsta. Și îl vezi că vine azi la lucru, mâine la lucru, poi mâine vine la lucru și la un moment dat îți spune așa. Nu mai am cum să vin la muncă. Vreau să însemnez documentele că plec. Dar ce s-a întâmplat? Mai punem ceva la salariu? Nu! De ce? Îmi deschid firmă, îmi fac echipă de construcție. Știți de ce? Că foarte puțini oameni mai acceptă să fie ucenici, să mai aibă pe cineva deasupra lor. Uitați-vă în biserică cât e greu, cât e greu să avem ucenici. Ai observat cum băiat începe să cânte undeva la cor și o prins partitura și prima și a doua și mare domnul nostru care o cântare destul de grea și frumoasă și la un moment dat încerci să-l înveți, să-i spui ceva, dar tu mă înveți pe mine? Tu nu știi că ai lipsit nu știu câte repetiții? Nu-i mai place să fii ucenic, să ia la discuție cu dirijorul și cu cei mai mari. Bineînțeles că mergem mai departe. Foarte mulți frați din biserică care vin cu partea lor de pocăință și spun, știi câți am de pocăință am eu? Și nu mai suportă să fii ucenici. Și încep să le explice fraților păstori, tuturor, să le explice cum stau lucrurile. Pentru că e foarte greu să rămâi ucenic. E foarte greu să te lași învățat. Ați observat pentru dumneavoastră, pentru gospodine, cel mai greu e să faceți de mâncare când auziți că vin alte gospodine. Vin la masă, da. Oare e destul de sărat? Ia lingura, gustă, vezi, e bine, e așezat cum trebuie. De ce? Că vine cineva care e priceput sau care e sătul, care a mâncat toată viața la restaurante și meniuri extraordinare. Știți de ce? Că nu mai acceptăm să ne mai învățăm unii pe ceilalți. Ei, seara asta, Iisus Hristos, prin cuvântul Lui, nu cheamă oameni învățați, nu cheamă oameni cu multă școală, nu cheamă oameni care să aibă bani în buzunar, cheamă ucenici, cheamă oameni care să-L slujească cu toată inima. Și zic Dumnezeu să găsească seara asta în locul acesta ucenici.
M-am uitat că e tot mai rari ucenicii prin biserică. Avem membri. Avem membri scriși într-un registru și vreau seara asta predica mea să o adresez și prietenilor, dar și biserici, pentru că toți avem nevoie să ne pocăim, toți avem nevoie să ne mai șlefuim, să stăm mai aproape de Dumnezeu. Am observat că de-a lungul timpului avem foarte mulți membri care vin la biserică. Și oamenii ăștia sunt oamenii care, în momentul când există un eveniment, își iei prezența acolo. Îl cauți când e marța biserică sau nu știu când aveți dumneavoastră, îl vezi că nu e acolo la rugăciune. Îl cauți joia, el nu e la rugăciune. Dar omul ăsta când e adunare generală, și el acolo. Pentru că el e atent la dreptul pe care îl are în biserică. Nu e atent și la datoria pe care o are. N-ați observat că în momentul când se face ceva, vreo ofertă undeva la primărie, și mai ales că anul ăsta e an de campanii, o să vedeți cât de mulți oameni vor să ne dăruiască și ne spune că ne vor binele și o să încearcă să ne dăruiască. Și poate nu-i rău lucrul ăsta, e prea rar, dar nu-i rău. Dar ați observat că în momentul când se dau ceva alimente sau ceva de la primărie, n-ați observat că se îngrămădesc, se îmbulzesc cu oamenii, nu știu, poate nu la dumneavoastră, dar la noi în Bucovina, tare se îmbulzesc, se ducă la primărie și stau acolo. Și întreb, omule, dar ce faci? Cum de-ai ajuns aici? Ce faci la primărie de la ora asta? Că nu-i deschis, nu-i nimeni. Am venit că se dă ceva. Și? Păi e dreptul meu. Cum să nu vin să le iau? E dreptul meu. Pe unii dintre ei i-aș întreba dacă impozitul ești la zi. Pentru că nu suntem atenți la datoriile, în datoriile pe care le avem noi. Dar în momentul când omul e membru în biserică, el spune, eu vin aici. Sunt alții, o altă categorie de oameni care sunt oaspeți. Aia îi vedem la Paști, la Crăciun, când sunt evenimente, când e o tragedie în biserică, când e o căsătorie, când se căsătoresc rudele lor, aia sunt oaspeții din biserică. Ați observat că vin, cine vin? Vin frații Strugariu, vine fratele Cutare. A, vin și eu, acum da, poate aud și eu o cântare, poate aud și eu o predică. Am auzit despre ei, hai să venim. S-au terminat evenimentele și nu mai vezi la biserică. Dar vedea dacă se poate să afișeze, nu știu dacă se afișează, Efeseni capitolul 2, versetul 19, e ceva extraordinar. Ce ne spune Sfânta Scriptură, ce ne numește Dumnezeu și ce ne îndeamnă să fim noi. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nu străini, nici oaspeți ai casei, deci nu din când în când, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni de unde? Din casa lui Dumnezeu. Știți cum arată oamenii din casa lui Dumnezeu? Oamenii din casa lui Dumnezeu sunt oamenii care sunt prezenți din totdeauna la îndemâna bisericii, la slujbele din biserică. Sunt oameni din casa lui Dumnezeu. Sunt oameni care sunt prezenți cu partea financiară, sunt oameni care sunt prezenți cu ziua de post, sunt oameni care sunt prezenți cu rugăciunea lor, sunt oameni care sunt prezenți cu îndemnul lor, cu îmbărbătarea lor, sunt oameni care sunt din casa lui Dumnezeu. Și zic, Doamne, dă cât mai mulți din ăștia. Pentru că am observat de-a lungul timpului că sunt foarte mulți oameni care umblă după Iisus și alții care merg așa din când în când cu Iisus. Știți că e foarte mare diferență să umbli după Iisus și să rămâi cu Iisus. Uitați-vă că la un moment dat mulțimii le spune Sfânta Scriptură că mergeau după Iisus pentru că Iisus predica foarte frumos. Oamenii erau foarte impresionați de modul în care Iisus Hristos predica. Și la un moment dat Sfânta Scriptură ne prezintă un caz când oamenii n-aveau ce să mănânce și spuneau oamenii ce să le dăm. Și a fost acolo un copil care avea niște pește, niște pâine și a rezolvat toată situația aia. Iisus a făcut o minune și oamenii s-au bucurat. Dar vreau să vă întreb în toată mulțimea aia de oameni, ce credeți dumneavoastră? Erau toți pentru că îi plăcea cum predică Iisus? Nu. Foarte mulți dintre ei mergeau după minuni și alții după mâncare. Îmi spunea cineva la un moment dat, mă duc undeva la o seară de rugăciune și o să te sun după ce ieșim de acolo. Când a ieșit de acolo, m-a sunat și a spus, frate, a fost extraordinar la seara de rugăciune. Cum? Ce-a vorbit Dumnezeu? Că am fost interesat de lucrul ăsta. A fost frumos așa în ansamblu, ca să-ți explic, a fost frumos, dar la final, ce sandwich-uri și ce mere o dat, extraordinar. Și mi-am dat seama că unii oameni n-aleargă numai decât după părtășie, aleargă după ceva ce se oferă. N-ați observat că suntem foarte mulți dintre noi care alergăm la buzunarul lui Iisus și spunem, Doamne, dacă mai dăruiești o casă, dacă mai dăruiești ceva, dacă reușești să-mi schimbi mașina, eu te slujesc mai mult și îl condiționăm pe Dumnezeu cu lucrurile astea materiale. Dar Iisus spune în seara asta așa, eu am nevoie de ucenici adevărați, eu am nevoie de oameni care să meargă, să rămână cu mine în fiecare zi. Nu să meargă după mine doar ocazional. Vă dau un exemplu ca să mă înțelegeți mai bine. Să presupunem că dumneavoastră aveți de mers până în Timișoara. 16 minute am făcut seara asta. Să mergeți până în Timișoara. Cum e mai convenabil dumneavoastră? Să mergeți cu mașina sau să mergeți după mașină? Ce spuneți? Cum preferați? Cu mașina, așa-i? E greu să mergi după mașină, indiferent câtă condiție fizică. Mie mi-ar fi mult mai greu. Dumneavoastră probabil la fel, unora dintre dumneavoastră, dar
Ne-ar fi mult mai greu să mergem după mașină, dar în momentul când mergi cu mașina, ești protejat de furtună, de ploaie. Așa e și pe calea asta spirituală. În momentul când mergi după Iisus, când bate vântul, imediat ai plecat. În momentul când mergi după Iisus, când vezi că frații din biserică nu te mai apreciază, imediat n-ai mai slujit. În momentul când mergi după Iisus, când vezi că treci în necaz, în necaz și lipsă, spui, dar Dumnezeu nu mai privește la mine. Dar în momentul când tu rămâi cu Iisus, indiferent că e ploaie, indiferent că e furtună, indiferent că e necaz, tu spui, Doamne, îți mulțumesc că ești în fiecare zi cu mine. Lăudat să fie numele lui Dumnezeu. Cum arată ucenicii ăștia? Ce trebuie să fac cu un ucenic adevărat? Că probabil poate sunteți interesați, poate v-am reușit să vă fac curioși în seara asta. Cum arată un ucenic? Ce trebuie să fac cu un ucenic? În primul rând, un ucenic adevărat răspunde chemării lui Dumnezeu. Uitați-vă dacă doriți în textul pe care l-am citit, în versetul să citim și versetul 19 și versetul 20. El le-a zis, veniți după mine și voi face pescari de oameni. Și ascultați răspunsul lor. Îndată, i-au lăsat mrejele și au mers după el. Vă întreb, în ce sens, cum puteți să-mi explicați, dați-mi un sinonim la cuvântul îndată din textul ăsta. Îmi puteți da un sinonim? Adică când? Imediat. În secunda 2. Imediat. Iisus îi cheamă, veniți după mine și imaginați-vă niște oameni care spune, dar cum, Doamne, să lăsăm mreje, să lăsăm afacerea noastră, să lăsăm totul să te urmăm? Da, pentru că un ucenic adevărat asta face. Au lăsat totul și au răspuns la chemarea lui Dumnezeu. Ei, oameni buni, seara asta, dacă dumneavoastră vreți să fiți niște ucenici și să răspundeți la chemarea lui Dumnezeu, El seara asta vă vorbește și probabil unul dintre dumneavoastră vă vorbit prin multe feluri. Unul a poate vă vorbit Dumnezeu prin accident de mașină și a spus în momentul ăla greu, a spus așa, Doamne, dacă scăp din necazul ăsta, dacă trec din necazul ăsta și trec, ies din spital, o să mă pocăiesc și cunosc multe cazuri care au spus asta. Alții când au stat în perfuzii, când au avut necazuri cu copiilor și când au chemat pe frații păstori să se roage, au spus, Doamne, nu te-am slujit cu adevărat, dar promit că o să mă întorc la tine. Și a trecut vremea, a trecut necazul și n-ai mai răspuns la chemarea lui Dumnezeu. Și de ce? Pentru că nu mai răspundem cu îndată la chemarea lui Dumnezeu. Foarte mulți dintre noi mai adăugăm ceva. Știți, mai punem? Punem un mai în față. Mai îndată. E nevoie să cânți în biserică. Doamne, acum n-am timp. Dacă se poate, mai îndată. Și găsim N motive. E nevoie să mai vii la repetiții de orchestră, de fanfară, de cor și poate dirijorul spune îndată, Doamne, vorbește. Poate e nevoie de asta și dumneavoastră spune mai îndată, săptămâna viitoare. Dar n-am cum acum. Ați observat că foarte mulți dintre noi când lucrăm în construcție pe timp de vară spunem, păi acum e sezon de muncă, n-ai cum acum. Păi nu știi cât e metru de gresie, cât e faianță, rigips, ce bine merge acum. Acum e sezonul de muncă, spunem noi, unii dintre noi. Nu știu de unde am luat-o, când Scriptura l-am găsit-o. Spunem așa, iarna e vara sufletului, dar vara e iarna sufletului. Unde găsim asta? Că uneori stau și mă gândesc, dacă ar veni Iisus vara, și găsește inimile noastre înghețate, oare ne ia? Oare ne ia? Dar am spus, Doamne, mai îndată, dacă se poate. S-ar putea că Dumnezeu ți-a mai vorbit și la alte evanghelizări. S-ar putea că Dumnezeu ți-a mai vorbit prin multe împrejurări. S-ar putea că Dumnezeu ți-a vorbit prin cei din lângă tine. Poate ai avut pe cineva drag și a plecat din lumea asta. Și ai învățat ce repede trece viața. Pentru că Dumnezeu face anumite chemări. În primul rând face chemarea asta la mântuire. Și spune, veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați și vă voi da odihnă. Ne cheamă Dumnezeu la mântuire și noi spunem, lasă, răspundem cu mai îndată, dacă se poate mai târziu. Și trec anii tinerețe și spunem noi, lasă că mai avem timp, mai avem vreme. Și într-o bună zi s-ar putea să aflăm că persoana aia care tot o amânat, nu mai este în viață. Când e vorba despre mântuire, n-ați văzut în Sfânta Scriptură că dintotdeauna Sfânta Scriptură se adresează cu astăzi. N-am găsit nicăieri cuvântul mâine. Când e vorba de problemele noastre, Dumnezeu mai întârzie și ați observat că probabil aveți rugăciuni la care Dumnezeu încă nu răspunde. Dacă e vorba de mântuire, Iisus dintotdeauna se adresează cu astăzi. Aduceți-vă aminte că s-a întâlnit Iisus cu Zacheu și a spus, coboară-te jos, căci astăzi trebuie să intru în casa ta. Astăzi trebuie să se schimbi ceva în viața ta. Era la un moment dat tâlharul de pe cruce și spune Sfânta Scriptură că Iisus îi se adresează așa. Adevărat, adevărat, îți spun că astăzi, nu mâine, vei fi cu mine în rai. Când e vorba de mântuire, Iisus dintotdeauna se adresează cu prezentul, cu astăzi. Și spune, nu mai amâna, dacă ai ocazia să auzi cuvântul lui Dumnezeu, e momentul în care se face un pas. Când e vorba de problemele noastre, mai zăbovește Iisus. Aduceți-vă aminte de
un om pe nume Lazar, care era prieten bun cu Iisus. Spune Sfânta Scriptură că Iisus tare iubea familia asta, pe Lazar și pe surorile lui, tare le iubea. Și la un moment dat s-a îmbolnăvit Lazar. Și în momentul când e chemat Iisus la problema asta, spune Sfânta Scriptură că Iisus a mai zăbovit două zile. Ce dezamăgiți oamenii ăștia? Dar tu nu ești prieten adevărat? Dar în momentul când te-am sunat, nu mi-ai răspuns. În momentul când am apelat, odată am apelat și noi. Și mai ales că e situație gravă, dar ai spus că ești prieten adevărat. Iisus zăpovește. După câteva zile vine Iisus și spune Sfânta Scriptură că oamenii i-au spus așa din familie. Când Iisus îi spune, Lazar ăsta, fiți liniștiți, va învia. Și Iisus spus oamenii, parcă îi văd dând din mână așa. Da, va învia, dar în ziua de apoi. Și merge Iisus la un moment dat și spune, dați piatra la o parte. Și îi spune, Lazar, ieși afară. A fost momentul când Iisus a plâns. Și asta mi-e îmi dă de înțeles că Iisus are milă. Lui Iisus îi pasă de problemele noastre. Iisus a plâns acolo. Îi spune, ieși afară, Lazare. Lazar a ieșit afară și acolo s-a întâmplat o înviere. Și acum vă întreb ceva. Ca să vedeți că uneori de ce întârzie Iisus când e vorba de trupul nostru, de problemele noastre astea pământești. Dacă ar fi venit Iisus la timp, ce s-ar fi întâmplat? N-ar mai fi murit Lazar, s-ar fi vindecat, nu? Dar Iisus a întârziat câteva zile, Lazar a murit și s-a întâmplat o minune și mai mare, o înviere. Și acum vă întreb așa, poate o întrebare retorică, dar dumneavoastră să-mi răspundeți. Care e minunea mai mare? Vindecarea sau învierea? Învierea. Acum înțelegeți și uneori Dumnezeu mai întârzie? Pentru că noi mai avem numere de telefoane la care să sunăm, noi mai avem prieteni de-ai noștri, noi mai avem relații, noi mai avem oameni la care să apelăm și spune Iisus, mai întârzii, până când oamenii rămân fără nicio soluție. Și spunem noi, am sunat peste tot, nu mai este nicio șansă, medicii l-au dat acasă. Și în momentul ăla spune Iisus, e momentul când se intervin eu, când nimeni nu mai are nicio speranță. Și intervine Iisus și știi ce spunem noi? Numai Dumnezeu ne-a salvat în momentul. Aveți cuvintele astea pe buze de multe ori. Numai Dumnezeu ne-a salvat. Știți de ce? Pentru că Dumnezeul nostru intervine atunci când El consideră ca noi să înțelegem că lui Iisus îi pasă de noi. Binecuvântat să fie El. Când e vorba de mântuire, Iisus se adresează cu astăzi. Îți spune Dumnezeu în seara asta întrebarea asta. Tu cum îi răspunzi? Care e răspunsul tău la chemarea pe care ți-o face Iisus? Îți spune, lasă totul, lasă prietenii, lasă anturajul. Uitați-vă, oamenii ăștia au lăsat tot ce au avut ei. Au lăsat mrejul, au lăsat afacerea lor și au mers după Iisus. Unii dintre noi spunem, da, Doamne, aș merge, dar știi câți prieteni am eu, știți cât de urât îmi vorbesc cu oamenii, știți ce îmi face soțul, știți ce îmi spune soția, știți cum se comportă copiii, n-am cum să las, poate o fi o vreme, mă mai rog, mai stau înaintea lui Dumnezeu. În seara asta Iisus îți spune să te întorci cu toată inima la El, că din tine Dumnezeu vrea să facă un ucenic adevărat. Nu știu cât timp mai avem pentru asta. Spuneam aseară în biserica în care am slujit, ceva ani în urmă, mergeam într-un sat foarte sărac, împreună cu Asociația Miros de Cer. Mergeam printr-un sat foarte sărac și a fost o dorință a fratelui Cristi Boariu să duce în căpșuni la copii și la oameni în vârstă. Zonă defavorizată, grea. Hai să ducem, că unii probabil nu-și permit. Bucuroși copiii, care mai de care, păcau ambele mâini în lădițele alea, smurtăreau. Eram impresionați. La un moment dat trec pe lângă o casă, o femeie în vârstă. Mă duc la gardul casei, nu un gard grozav, dar mă duc acolo la gardul casei și spun, Doamnă, n-ați vrea și dumneavoastră o lădiță de căpșuni? Și ea spune, n-am bani pentru așa ceva, vă rog tare mult, n-am bani, n-am luat de ani de zile, nu am cum. Dar în numele Domnului, Doamne, nu cred că vreți să faceți așa o minune. Și am dat o lădiță cu căpșuni. Nu vă puteți imagina cât de mult s-a bucurat. A trecut vremea și am văzut-o pe femeia asta și am zis, mai trebuie să intrăm în casa asta. Și împreună cu frații mei am mai intrat în casa asta. Și ne-am dus și am luat, la un moment dat când am văzut că n-are un pat cum trebuie, dormea pe un pat foarte rău, pe niște beceauri, așa, și am zis să schimbăm patul, să punem un pat mai bun, să punem o lenjerie nouă. Și am schimbat un pat. Când am văzut, o pus mâna pe pat. Doamne, cum o să dorm eu la noapte, ce pat moale. Am mai trecut ceva vreme și am văzut că n-are nici apă în curte, undeva în sat, la mare distanță, mergeau toți oamenii și luau niște apă și am zis, hai să facem și o fântână.
Mă întreba oamenii, dar e în vârstă, oare să merită? Să merită, așa simt că să merită. Și am mers să facem și o fântână. Oamenii din sat, când au văzut că sunt foarte mulți oameni necredincioși în satul respectiv, sunt doar 14 pocăiți, au zis că ce fac ăștia? Tocmai la ea, dar sunt atâția pocăiți care au nevoie de apă, te duci tocmai la femeia asta. Nu, cred că nu a analizat bine. Și am făcut acolo, am dus mașina și am făcut o fântână. În momentul când i-am spus femeii, am dat de apă și aveți apă în curte aproape, o ieșit femeia asta cu greu din casă și a început să strige: oameni buni, există Dumnezeu, credeți în Dumnezeu, există Dumnezeu! Am plecat acasă, ne-am bucurat, am făcut un filmuleț, l-am pus pe YouTube, s-au bucurat oamenii, ca să vedeți cât de frumos e. La un moment dat, am început să primim telefoane de la femeia asta și a început să spun așa: oameni buni, nu știu, n-am avut curajul să vă spun până acum, dar vreau să vă spun acum. Din momentul când dumneavoastră ați intrat aici și mi-ați adus niște căpșuni, am văzut că mi-ați schimbat patul, mi-ați făcut o fântână, mi-ați adus și mașină de spălat, ați purtat de grijă de mâncare. Eu, prin asta eu l-am văzut pe Iisus intrând în casa mea. De fiecare dată când voi ați venit, eu l-am văzut pe Iisus în casa mea. Și acum ce am făcut? Am început să citesc Biblia, îmi puneam ochelarii pe ochi, cât de des puteam, eu citeam Biblia, mi-am dat toate icoanele jos de pe păreți și vreau să vă chem să-mi dați botezul. Și eu am rămas impresionat și am spus: nu știu ce să fac, nici nu știam la cine să apelez. Am sunat la frații respectivi din zona aia și am spus: n-ați vrea să verificați situația asta, să vedeți dacă e seriozitate, dacă cu adevărat își doresc. Și am mers frații slujitori acolo și am spus: e prea hotărâtă și atâta ce insistă, hai să mergem să dăm botezul. Câteva săptămâni în urmă, m-am dus, am ajuns acasă de undeva de la Oradea, de la evangelizare, obosit, am dormit doar câteva ore și împreună cu frații mei am mers repede să-i dăm botezul la sora asta, împreună cu frații slujitori. Am cântat, ne-am bucurat, toată familia necredincioasă. Îmi spunea așa: oameni buni, știți de ce v-am tot chemat și v-am stresat? Îmi cere tare că v-am stresat la telefon, pentru că mama mea a murit la 93 de ani, dar de când m-am născut eu, când am început să o înțeleg, toată ziua spunea așa: eu într-o zi o să mă pocăiesc, eu într-o zi o să mă întorc la Dumnezeu, eu într-o zi merg la pocăiți. Și într-o seară s-a culcat, spunea ea, și nu s-a mai trezit și nu a apucat să pocăiască. De când a plecat mama din lumea asta, am trăit întotdeauna cu teama aia că eu nu o să mai apuc să mă pocăiesc nici eu și o să bățesc ca ea. Și de asta v-am tot chemat și mă bucur că azi e ziua botezului meu și o tare mare bucurie era acolo. Am făcut slujba de botez. Am ajuns acasă și am vorbit împreună cu colegii mei să facem un filmuleț, să spunem oamenilor cât e important să calci casa aproape lui tău mai des. Să-i duci și cu căpșuni, să-i duci și cu un pat, să-i duci și cu o fântână și apoi Dumnezeu să facă o lucrare așa frumoasă, dar nu știam cum să închei videoclipul. Și le-am spus la oameni: hai să luăm și un buchet de flori. Mai ales că e 8 martie, spuneam. Asta vorbeam noi pe 7 martie acum. Hai să facem și un buchet de flori și așa să închei videoclipul, un gest frumos. Așa au rămas. Mi-am luat echipa și am mers la florărie să facem un buchet aranjat, pregătit pentru doamna Carmen, pentru sora Carmen acum. Am terminat de aranjat buchetul și am primit un telefon. Un frate slujitor de acolo a spus: frate Stelică, sora Carmen a plecat în veșnicie. Am mers la oamenii care aveau florăria, că făceau și coroane, și am spus: n-ar putea să rămână buchetul aici și să-mi faceți în schimb o coroană? Și să facem. Dar ce s-a întâmplat? Nu mai mergeți? Zic că am fi mers, dar nu mai avem unde. Sora Carmen a plecat. Am învățat în ziua aia, pe 8 martie, am învățat că țărână suntem și în țărână ne întoarcem. Mi-a fost tristă inima că m-am pornit cu un buchet de flori și am ajuns cu o coroană, dar așa m-am bucurat că femeia asta o știut să aleagă la timp. O știut să răspundă la chemarea lui Dumnezeu la timp și a spus: oameni buni, acum, că cine știe dacă mai prind? A fost vorba de 3 săptămâni de zile și a plecat. Dacă ne uitam la ea, n-ar fi trebuit să plece din punctul nostru de vedere. Încă mergea, încă avea ceva probleme cu picioarele, dar nici chiar așa. Dar dimineața plecat. Fac o paranteză pentru copiii care amână să mai ducă flori. Și spun: lasă că data viitoare, când împlinește mama Anei, s-ar putea să fie târziu. S-ar putea să trebuiască să mergi cu coroană. Ceea ce poți să faci, un bine care poți să-l faci azi, fă-l acum. Un gest frumos care poți să-l faci pentru frații din biserică, pentru prietenii tăi, pentru părinții tăi, fă-l azi. Dar mai mult decât atât, un lucru pe care trebuie să-l faceți la timp și trebuie să-l facem la timp e acesta. Haideți să-l căutăm și să răspundem la chemarea pe care ne face Dumnezeu. Doamne, mă întorc cu toată inima la tine și zic: Doamne, ajută-ne să facem astăzi lucrul ăsta.
Mai este o chemare. Că noi trebuie să răspundem la chemarea asta la mântuire, dar mai este o chemare, este chemarea la slujire. Și aici spunem tot cu mai îndată. Și zic, Doamne, n-avem acum timp de slujire, n-avem noi timp să facem slujire în domeniul ăsta, în biserică, să slujim cu ce. N-avem cum. Sunt alții mai buni, se fac alții, sunt alții care au daruri. N-avem cum să mergem noi pe la oamenii săraci, n-avem cum să mergem noi pe la zonele defavorizate. N-avem, Doamne, dacă îs alții chemați la asta, nu e nicio problemă. Avem pastori, avem diaconi, avem prezbiteri, avem tot ce ne trebuie, să facă ei asta. Și Iisus spune, da, am nevoie de tine. Dar am observat foarte mulți dintre noi că ne motivăm spunând că n-avem ce ne trebuie. Foarte mulți spune așa, m-aș duce și eu o misiune. Dacă aș avea o mașină cum trebuie, m-aș duce misiune. Și Dumnezeu îi dă mașina și nu mai pleacă. Dacă ați ști cât am mers în misiune cu mașini închiriate și împrumutate. Când eram copil, eu de mic vă spuneam că am fost un cântăreț. La vârsta 7-8 ani eu cântam la acordeon, dar știți cum, fără acordeon, că nu știam atunci. Băteam așa cu mâinile pe piept, avem același ritm la toate cântările. Cântam în familie, lui tata îi plăcea să cânte, spunea, hai să cântăm. Și când ne punea să cântăm, eu aveam acordeonul meu imaginar și începeam să cânt toate cântările așa cântam. Tata s-a uitat la mine și mi-a spus, tu o să fii acordeonist. Eu mă uitam cu ochii mari la el, ce acordeonist vede tata mine? Eu și așa am ochii mari. Dacă îmi spunea tata atunci, fără acordeon în brațe, tu acordeonist o să fii. Ce acordeonist vede tata? O trecut vremea, o mers tata și l-a adus un acordeon. Când a adus un acordeon, eu am început să trag prima dată de clape și fratele meu mai mare, Sorin, îmbrăcat în bleu, a început să tragă de baș. Și am început să trag în stânga-dreapta. Care mai de care? A venit tata la noi și spune, ce faceți? Am crezut că ne bate. Și a zis că nu vă bat, dar nu așa se cântă la acordeon. Și noi am întrebat, dar cum? Că profesor n-aveam. Și a zis că nu știu, trebuie să învățați. Da, dar n-aveam profesor. Și tata ne-a spus, nici eu n-am bani. Și am spus, da, dar cum să învățăm? Și a zis, luați și învățați prima dată poporașul meu. Aia e cântarea care o învață foarte mulți. Și am întrebat, cu care degete? Și au spus, nu știu, cu care vreți voi. Ce degetație? Și am început să cântăm cu degetul ăsta. Așa a început poporașul meu și am văzut că iese. Am început cu a doua, cu a treia, cu a patra. La un moment dat am început să mergem în biserică. Aveam un acordeon care se blocau bașii atât de tare și totuși am vrut să cântăm în biserică. Vă dați seama că am învățat noi prima cântare. Ne-am dus când am cântat cântarea, s-au blocat bașii. Cânta fratele meu Sorin la acordeon atunci. Eu eram în partea stânga lui. Și a început să blocheze bașul. Eu când am văzut că sună fals, am început să dau cu pumnii în el și mi-a tot ieșit bașul și gata, am terminat noi cântarea. La un moment dat a venit dirijorul de cor. Fratele Nicu Piu, un dirijor bun, și a zis, frate Stelică, voi ați început să cântați chiar binișor la acordeon. Vă dați seama la un copil de 11 ani atunci aveam, să spui dirijorul de cor cântă bine. Imediat am început să mă umflu, să zic, când, deci când bine, m-am dus la tata. Tata, uite ce a spus dirijorul, când bine. Dar au mai spus ceva dirijorul, zis așa, da, acordeonul cu care cânți, cântă fals. Aveam un acordeon care cânta atât de fals, nu cânta nici în do, muzicieni, știți. Nu cânta nici în do, nici în re, dar nici în do diez. Cânta fals. În momentul când cântam doar eu cu vocea și cu fratele meu Sorin, că ceilalți erau prea mici să cânte, atunci ne acordam cu vocea după falsul lui. Dar în momentul când mai intrau și alte instrumente cu noi, era dezastru. M-am dus la tata și am spus, Doamne, n-ai putea tata să ne cumpere un acordeon? Și v-am spus și când ați cerut profesor, nu am bani, voi vedeți. Și mi-a spus tata așa, faceți ceva pentru Dumnezeu, cu ce aveți voi acum? Că Dumnezeu cu siguranță va trimite mai mult. Am luat cuvintele pe care mi-a spus tata atunci ca un motou, ca un... Nu știu, m-am prins de cuvintele alea și am început să cânt. Totul spune, bă, tu nu vezi cânti fals, te-am înregistrat noi, cânti fals. Tata a spus să cânt cu ce am. Și așa mergeam. Ăsta era motivul meu pentru care tot cântam. Într-o bună zi primesc un telefon. Între timp a început să cânte și frații mei la acordeon. Am primit un telefon și m-a sunat cineva și a zis așa, frate Stelică, unde ești? Sunt în șantier. Coboară până jos, eram la etajul 4, într-un apartament. Coboară până jos. Am urcat într-o mașină, avea mai multe acordioane, că Dumnezeu e bogat. Și a spus, alege unul dintre ele și să vezi așa, cânt un pic. Am început să cânt. Era un acordeon pe care toată viața mea mi l-am dorit. Îmi spuneam, primii bani care o să fac, o să-mi iau acordeon de ăla. Și știam ce acordeon. Și am început să cânt și am zis, ăsta e cel mai bun, nici nu mai probez pe celălalt. Nu, probează-l pe toate, să fiu sigur că îți place ceea ce e.
Și am probat pe toate și am spus la ăla care v-am spus. Acolo mi-a rămas inima. Ia-l pentru lucrarea lui Dumnezeu pe care o faci. O trecut ceva vreme și fratele meu a fost sunat și a spus: te chem pentru că vreau să-ți dau un acordeon. Bineînțeles că mergând în misiune, viața lor a acordeonilor tare grea. Toată ziua, mașină în spate, mașină în spate. Și tot așa s-a degradat prima serie de acordeoane. Și într-o bună zi mă sună un frate slujitor, un frate care s-a pocăit recent. Și zis așa, am ascultat o cântare pe internet și m-a cercetat foarte mult într-un moment când a cântat o cântare: Doamne, am greșit înaintea Ta. Și în momentul ăla a rămas foarte uimit că Dumnezeu m-a iertat și pe mine. Și tare m-a cercetat cântarea asta. A zis: Doamne, cât de greșit am fost eu și Tu m-ai iertat. Și am văzut că ați cântat cântarea, dar tare erați transpirat. Tare trăgeați acordeoanele. Probabil dădea mai mult aer decât note. Și m-am gândit să vă iau două acordeoane. Dacă avem acordeoane acum, n-am cumpărat noi. A fost cineva care a purtat de grijă. Lăudat să fie Domnul. Dar știți de ce? Pentru că am făcut ceva cu ceea ce am avut. Pentru că sunt destui oameni care spun: Doamne, dacă îmi vei da, voi face. Dacă o să am mașină 4x4, o să mă duc și eu pe satele alea prin noroi, ca să nu mă împing la mașină. Domnul spune: dar fă cu ce ai. Alții n-au avut în vechime, înainte, n-au avut nici mașină, n-au avut nici căruță și au mers pe jos și au făcut lucrarea lui Dumnezeu. Alții spun: Doamne, dacă aș avea mai mulți bani, aș da și eu altora. Și Domnul spune: dar fă în slujire, te chem să slujești. Dacă te-am chemat la mântuire, nu te-am chemat să stai doar prin scaun, te chem să faci ceva. Cu ce ai tu? Cu suta ta de lei. Așteptăm mai mult. N-ați observat că în Sfânta Scriptură Iuda la un moment dat are aceeași atitudine? Știa tare bine ce să facă cu ceea ce a lui altul. Îi trimitem pe alții: bă, dar să dea ăla, că e om de afaceri. Dar să facă ăla, că e pus în slujire, e votat de biserică. Să facă... Imediat îi trimitem pe alții. Știm ce au de făcut alții și mai ales cu banii altora, tare bine îi descurcăm. La un moment dat o femeie a avut un vas cu mir și a spus: ăsta îl dau pentru Iisus. Iuda când a văzut, ascultați ce interesant, Iuda când a văzut toată situația asta, a spus: mirul ăsta se putea vinde cu 300 de lei. Ascultați, avea preț pe mir, dar nu, mirul nu era lui. El a făcut prețul la mirul altuia. Mirul ăsta se putea vinde cu 300 de lei și avea și direcții la bani. Și banii unii se dea. Și banii se dea la săraci. Ați văzut ce bine știa Iuda să facă ceva cu banii altuia. Dar Iisus, cu alte cuvinte, a spus ceva: ia femeia asta, a făcut ce a putut, cu ce a avut. Iuda, și tu ai, de ce nu faci? Dar suntem profesioniști să facem ceva, să dăm Domnului ceea ce nu avem. Mulți dintre noi declarăm și spunem așa: dacă aș avea 100.000 de euro, 50.000 dau la biserică. Și Domnul s-ar putea să spune: las că ți-i dau să vezi ce faci. Și la un moment dat vezi cum strângi punga. Băi, greu merge, întrebi, cum îți merge afacerea? Și el are 100.000 în cont, dar el spune: băi, tare greu. Imediat să dă la o parte, numai să nu facă ceea ce au promis. Dar în declarații suntem foarte puternici. Cu ce nu avem, imediat tot îi dăm Domnului. La un moment dat auzeam o întâmplare, e mai hazlie, dar tare mult avem de învățat de la ea. O familie primise o moștenire de $1.000.000. Primit un științar, $1.000.000. Și când a citit femeia din casa asta, tare s-a bucurat și pe de-o parte s-a întristat. Avea soțul ei bolnav cu inimă. Spunea: cum să-i spun la soțul meu că am primit așa moștenire? Că știți, dacă îți probleme cu inima, dacă e întristare prea mare, s-ar putea să fie ultima. Dacă e bucurie prea mare, iar s-ar putea să fie ultima. Cum să-i spun? Și-a mers la pastorul bisericii. Și-a zis: frate, uite, am o problemă. Uite, am primit o moștenire, dar nu știu cum să-i spun la soț. Nu știu cum să leg cuvintele. Mă tem de ce o să se întâmple, poate. Și fratele pastor a zis: nu-i nicio problemă, eu mă descurc. Lasă-mă să vorbesc eu cu el. L-a chemat, a avut o discuție. Cum sunteți? Bine, mulțumim lui Dumnezeu. Și din discuție în discuție, fratele pastor îl întreabă așa: auzi, dacă tu ai avea acum, de exemplu, $1.000.000, ce ai face așa cu ei? Să spun așa, dacă ai primit. Ce aș face cu ei? Da. 500.000 dau la biserică. Când au auzit slujitorul așa, i s-a făcut rău. Știți care a fost diferența? Pastorul știa că banii există. Cel care declara știa, nu știa că există. De-aia îi dădea așa de ușor. Ei, foarte deseori, de foarte multe ori, dăm Domnului de pe buzi tot. Doamne, când dăm cu mâinile sus, Doamne, îți dau inima mea. Și vine momentul când Domnul spune: dă-mi inima! Doamne, știi, dar mai am ceva de rezolvat. Trebuie să mai las un pic pocăința la o parte, că mai am niște lucruri de rezolvat. Și după aceea, dacă s-o putea. Și Domnul spune: dar mi-ai spus, mi-ai declarat asta.
Oameni buni, n-ați vrea în seara asta ceea ce spunem și o să facem? Să spunem, Doamne, ne-a chemat la mântuire, noi am venit la mântuire, dar ne-a chemat și la slujire, noi vrem să răspundem și la chemarea asta. Și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul ăsta. A doilea lucru pe care îl fac ucenicii, a doilea lucru pe care îl găsim tot în Sfânta Scriptură, în locul ăsta, ucenicii, în versetul 21, de acolo au mers mai departe și a văzut pe alți doi frați, pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lor Zebedei și își cârpeau mrejele. Le-a chemat. Oamenii ăștia, în momentul când îi surprinde Iisus, ascultați ce făceau. Își cârpeau ce? Mrejele. Adică reparau mrejele. A doilea lucru pe care îl fac ucenicii adevărați, sunt oamenii care repară. Și acum îți întrebați, bine, frate Serică, dar despre ce vorbești? Ce fel de reparații? Oare n-avem de reparat relațiile dintre noi în biserică? Probabil că da. Și zic, Doamne, ajută la lucrul ăsta. Oare nu este de reparat relații între soț și soție? Sau între părinți și copii? Ucenicii adevărați sunt ucenicii care repară. N-ați observat că trăim într-o lume în care ne-am obișnuit să înlocuim lucrurile? Să vă dau un exemplu. Dacă vi s-au rupt pantofii, câți dintre dumneavoastră ați mai mers la cizmării să-i reparați? Mai există cizmării? La noi exista. Mai există? Nu. Dar ce faceți? Înlocuiți. S-au rupt papucii, mergem la alții. Câți dintre dumneavoastră mai schimbați, mai ales adolescenții, tinerii, mai schimbați display-ul la telefon? Știți cum vin copiii la noi și ne spun că și mie mi-a dat 12 copii, domnul. Și acum telefoane, i-am spus că stați liniștiți că n-am avut până... În momentul când se strică display-ul, știi cum vin copiii la noi? M-am interesat pe internet. E mai scump să schimb display-ul decât să cumpăr alt telefon. Și mai degrabă, mama, dacă se poate, să cumpărăm alt telefon sau tata. Și întreb, dar care l-ai vrea? Și când îți spune care, pui mâini în cap. Că ți-a ceva mai nou. Ne-au obișnuit oameni buni să nu mai reparăm nimic, ne-au obișnuit să înlocuim. Și din păcate, facem lucrul ăsta și în biserică. Nu mai reparăm nimic, înlocuim. Ți-ai stricat relația cu cineva, nu mai repare. Lasă-l mă să se pocăiască, am alte variante. Vorbesc eu, mă duc la altcineva. Vine un om care a rătăcit prin lumea asta și a venit o perioadă la biserică și la un moment dat omul se regăsește din nou în casa lui Dumnezeu și stă smerit acolo și se roagă înaintea lui Dumnezeu. Și noi, ce caut? N-are nicio... Dar nu știi că era prin șanță, era prin... Nu mai dăm nicio șansă. Nicio șansă. Nu mai reparăm nimic. Noi dacă s-ar putea să înlocuim. Dar există cineva care ne mai oferă o șansă. Și seara asta e prezent aici și prezent Iisus Hristos care îți spune asta. Vreau să-ți mai ofer o șansă. Vreau să-ți mai ofer o șansă. Poate ai rătăcit în lumea asta. Poate ai păcătuit în lumea asta. Poate ai făcut toate lucrurile în lumea asta. Iisus Hristos te-a adus în seara asta să-ți vestească lucrul ăsta. Eu sunt gata să repar toată viața ta. Eu sunt gata să-ți mai ofer o șansă. Nu v-ați uitat în Sfânta Scriptură, oameni buni, că la un moment dat era un om care și-a construit un hambar foarte puternic și a spus, după ce termin toate astea, mi-a rodit țarina, totul e bine, o să fac în felul următor, o să beau, o să mănânc și o să spun la sufletul meu să trăiască bine. Și în momentul ăla a auzit un glas care a spus așa, nebunule, chiar când? Spune stare. În noaptea asta să se va cere înapoi sufletul. Și acum vă întreb, de ce nu a spus vocea aia chiar în momentul ăsta? Acum mori! De ce nu a spus cuvintele astea? Știți de ce? Că din momentul când vocea aia a vorbit până noaptea, a mai fost un timp. A mai fost un timp. Știți că unii dintre noi s-ar putea să fim în timpul ăla de când vocea lui Dumnezeu ne-a vorbit până noaptea, în timpul ăla scurt. Și Domnul să ne spună așa, vreau să-ți reabilitez viața. Vreau să o iei de la zero. Pentru ca nu cumva să fie prea târziu. Știți că uneori noi ne privim unii pe ceilalți și spunem, ăsta nu mai are nicio șansă. În starea în care a ajuns, nu mai are nicio șansă. Nu mai are șansă de reabilitare. Numai că există cineva care reabilitează vieți. Și probabil că dumneavoastră puteți mărturisi și puteți spune asta. Că Iisus Hristos vă reabilita și viața dumneavoastră. Iisus Hristos vă reabilita și viața mea. Iisus Hristos ne-a oferit o șansă. Și dacă noi astăzi suntem în casa lui Dumnezeu și suntem mântuiți, că Iisus Hristos mai mântuiește, binecuvântat să fie Domnul. Dar uneori, oameni buni, știți ce se întâmplă? Uneori am început să nu mai reparăm lucrurile dintre noi, relațiile dintre noi, din biserică, să nu mai rezolvăm problemele noastre. Și oamenii din jur observă lucrul ăsta.
În momentul când vedem că omul din de acasă, l-aud vecinii cum se ceartă pentru o bucățică, pentru o palmă de pământ, imediat omul îi spune, bă, n-ai vrea să vii la evanghelizare, dar ca și cine să mă pocăiesc? Ca și voi? Ca și voi? Și imediat au un motiv de care să se lege. Uneori nu ne reparăm relații dintre noi și dăm vina, facem evanghelizări și oamenii vin aici, se adună, se predau, ridică mâna sus, spun gata, vreau să slujesc pe Dumnezeu. Peștele intră în biserică și într-o dată îl vezi că nu mai vine. Și începem noi, s-au făcut chemare, au venit, dar cred că a fost doar așa un moment. Nu știu ce se întâmplă, nici predicatorii ăștia nu mai sunt cum trebuie, nici frații strugarii nu mai cântă cum trebuie. Nu, nu, nu mai sunt rezultatele la evanghelizări ca în anii trecuți. Le spunem noi, probabil că ei sunt vinovați. Poate o fi, dar e posibil ca în momentul când mreaja e ruptă, peștele să vină, dar să se plece înapoi. De-aia ucenicii își reparau mrejele, că dacă se ducea cu mreaja ruptă la pescuit, peștele intra pe mreaja și așa înapoi. N-ați observat că foarte mulți vin la biserică și într-o dată nu mai vin? Și când îi întreb de ce nu, ei au motive, zeci de motive. Și unele îți dira noi motivele. N-ați vrea să fim oameni care să reparăm relațiile dintre noi și să spunem, Doamne, vrem să strângem, să reparăm mrejele ca să avem putere asupra celor care încă rătăcesc ca Tu să mai mântuiești. N-ați vrea să facem lucrul ăsta? Pentru că e nevoie de oameni care să se repare. E nevoie de oameni care să mai ofere o șansă. E nevoie de oameni care să se mai plece. E nevoie de oameni care să mai caute soluții. E nevoie de oameni de ăștia. Și zic, Doamne, scoate cât mai mulți. În primul rând, oamenii care răspund chemării, sunt ucenici adevărați. Oamenii care repară. Și în al treilea rând, și mă apropie de încheiere, ce mai fac ucenicii ăștia? Ucenicii adevărați sunt ucenicii care lasă totul. Versetul 22. Și îndată ei au lăsat corabia și pe tatăl lor și au mers după ea. După ce ai reparat mrejele, după ce ai lăsat totul în ordine, să lași totul și să-L urmezi pe Iisus. Știi ce mult îmi place? Că toți oamenii care au avut contact cu Iisus, care s-au întâlnit cu Iisus, spune Sfânta Scriptură la un moment dat că au lăsat totul și au mers după El. Ori pe partea mea, au lăsat totul și au mers după El. La un moment dat Petru, când s-a chinuit o noapte să pescuiască și să prindă pește, spune Sfânta Scriptură că au lăsat totul și au mers după Iisus. Tot ce era pregătit, binecuvântarea care a dat-o Iisus, au lăsat totul și au mers după Iisus. Mă întreb seara asta, oare dumneavoastră n-ați vrea să lăsați tot? Anturaj, prieteni, bani, orgoliu. Și spunem, Doamne, ne-ai vorbit seara asta că noi trebuie să mergem după Tine și noi am vrea să ne predăm cu totul în mâna Ta. Pentru că așa cum se spunea, nu știm câte zile mai avem. Așa cum se spunea, s-ar putea să te pornești cu flori și să ajungi cu o coroană. Pentru că e lumea asta nesigură. N-ai vrea să lași totul în seara asta. Uneori, oameni buni, e foarte greu să lăsăm totul ca să slujim pe Iisus. E foarte dificil. Uneori tot ceea ce declarăm, tot ceea ce ne cere Iisus, e foarte, ne costă foarte mult. Mi-aduc aminte că la un moment dat fata mea cea mai mare, noi avem 12 copii, cea mai mare are 14 ani acum, dar undeva când avea vreo 12 ani, 11 cred că, au venit cu ceilalți mai mici după ea, că sunt toți cap în cap, probabil că unii i-ați văzut de pe internet. Și au venit și mi-a spus, tata, când o să fie ziua când tu o să stai mult acasă? Știți cât de mult m-au durut vorbile astea? Pentru că alergăm în toată țara pentru alții și în momentul când suntem la dispoziția altora, le lipsim cuiva. Spunea la un moment dat, s-au întâlnit niște oameni și niște tineri și au spus, știi, tatăl tău, îi spunea la un copil, la unui slujitor, tata tău a fost ca un tată pentru noi. Când aveam probleme, noi apelam la el. Noi îl întrebam pe el și el ne răspundea. El totdeauna era disponibil pentru noi. Și a răspuns copilul slujitorului, știu, dar tata când a fost tată pentru voi, nu a fost și pentru mine. Și m-a durut ceea ce m-a întrebat fata mea. Tata, când o să stai mult acasă? Erau toți grămadă. I-am luat și am îmbrățișat. Și am spus așa, împreună cu mama, când ne-am căsătorit, am făcut o promisiune lui Dumnezeu, că dacă Dumnezeu va fi cu noi și ne va binecuvânta, o să lăsăm totul și o să-L slujim pe Dumnezeu cu toată inima. Și o să vă încurajez în momentul când o să creșteți mari, să faceți la fel.
Și odată ne-am uitat pe agenda și în ultima perioadă când am stat și am socotit cât ai fost acasă, parcă mi-a dat cu rest. Și am zis și mie. Dar să știți că uneori trebuie să facem sacrificiu ca să facem ceva pentru Hristos. Trăim într-o lume atât de lejeră când nu se mai face nimic. Doamne, să fac alții. E nevoie ca să se vorbească oamenilor despre mântuire. Doamne, mai mântuiește județul nostru, mai mântuiește țara noastră. Doamne, mai ridică slujitori și întreb ceva. Prin cine să mântuiască Dumnezeu? Că Dumnezeu unul le vorbește personal. Dar știți că altora le poate vorbi prin noi? Și zic, Doamne, ajută la lucrul ăsta. Ne cheamă Dumnezeu să mergem noi să le propovăduim Evanghelia. Dar noi avem alte lucruri de vorbit. Avem, poate vorbim despre politică, despre bani, despre orice altceva. Spune Domnul, e nevoie să faci tu ceva. E nevoie să alergi tu. E nevoie să spui tu. Ați observat de foarte multe ori cum îl trimitem pe Iisus să meargă la alții care sunt bolnavi, cum îl trimitem duminica dimineața sau seara, spunem, Doamne, mergi la patul celor bolnavi și mângâie. Și vă întreb, oare la patul celor bolnavi, cu toate că Iisus se prezintă și se îndură, n-ar trebui să mergem și noi? Dar trimitem pe Domnul, nu vrem noi să mergem uneori. N-ați observat că Sfânta Scriptură spune de foarte multe ori că El este apărătorul văduvei și tatăl orfanului. Și am o întrebare, prin cine? Pentru că în momentul când pleacă cineva din lumea asta, toți mergem la ei cu oala cu sarmale, toți mergem și le luăm copiii să doarmă la noi, dar trec câteva luni de zile și la un moment dat ne liniștim. Mi se pare ceva normal. Un ucenic adevărat lasă totul și îl urmează pe Iisus, face ceva pentru Iisus. Într-una din seri mă întorceam spre casă, e un an și ceva, puțin, un an și vreo două luni. Eram împreună cu frații mei plecați de câteva zile de acasă la evangelizare. Predicasem în una din biserici și spuneam la final, uneori predicatorul dă primul test. După ce a predicat predica, primul test îl dă el și apoi îl mădă și ceilalți. Și așa mi-am încheiat eu predica în seara aia. Cum mergeam spre casă undeva pe un drum plin de serpentini, un semnal la telefon nu era. Am văzut o lanternă. Era după 12 noapte, am văzut o lanternă, făcea așa. M-am uitat. Fratele meu, Sorin, care era la volan, se grăbea și l-aștepta soția lui, care mi-avea 2 săptămâni să meargă la maternitatea mea, la fel pe atunci. Și mergeam spre casă, ne așteptau copiii, vorbisem la telefon, vine tata acasă. Dar cum goneam noi și făceam serpentinile alea destul de riscant, aud o voce care spune așa, ce ai predicat seara asta? Ai zis că unii lor trebuie să lași totul și asta e în defavoarea ta. Era o femeie cu lanternă, trebuie să te întorci înapoi. Și îi spun la fratele meu, auzi, ai văzut femeia aia cu lanternă? Da, trebuie să te întoarci înapoi. Și l-a spus, da, ne așteaptă și familiile noastre. Și a spus, hai să facem și asta. Am întors și în momentul când am ajuns acolo, femeia aia, l-a văzut că am dat geamul jos. Ascultați ce-a zis. Poate sunteți niște oameni buni pe care l-a rugat pe Dumnezeu să mi-i trimită. Și a zis că spuneți, Doamnă, cu ce vă putem ajuta? Și ascultați ce mi-a spus femeia asta. Eu sunt din satul mare. M-am dus la Bacău, la sora mea care e bolnavă de cancer și la mama mea care tot de cancer e bolnavă. Stau împreună ambele bolnave. M-am dus să le duc ceva de mâncare și să le încurajez. Le-am lăsat mâncarea, n-am mai putut să mai spun niciun cuvânt când am văzut cum arată mama mea și sora mea. M-am întors imediat spre casă, sunt singură. Soțul meu e acasă. Aici nu mai am semnal, dar pe drum mi s-a întâmplat ceva. Mi s-a ars faza scurtă la mașină și polițistul m-a văzut, m-a oprit, mi-a luat certificatul și mi-a dat câteva sute de lei amendă. Am început să plâng și am spus, eu bani de amendă n-am. Mai am doar câțiva lei ca să ajung până acasă. Polițistul i s-a făcut milă și a spus, cu amenda rezolvăm noi. Dar certificatul rămâne la noi pentru că trebuie să vă rezolvați problema. De acolo am venit numai cu fază lungă. Am ajuns aici și am făcut pană la mașină. N-am semnal, am roată de rezervă, dar n-am schimbat-o niciodată. Nu știu, sunt o femeie singură. Dacă ați vrea să mă ajutați. I-a luat pe frații mei și a spus, hai să facem asta. Am început să desfacem roata de rezervă. Am mai desfăcut roata de rezervă, că am rămas de atâtea ori în drum. Dar niciodată nu a durat atât de mult cât a durat asta.
parcă nu se mai desfăcea, se învârtea cu totul. Am încercat toate, avea un Renault cu roata de rezervă undeva jos, ca la Șaran, așa, undeva de desubt. Și am încercat în toate modurile. Cât am stat acolo, ei se chinuiau să dea roata de rezervă, eu îi spuneam despre Dumnezeu. Că uneori așa face Dumnezeu, ne dă mână pe unii oameni să le spune ceva despre Dumnezeu. Și am început să-i spun și mi-a spus că a fost profesor la școală și mi-a povestit despre viața ei și am început să-i povestim. Și la un moment dat tot m-a întrebat, dar spuneți-mi de ce stați așa de mult, că am văzut că aveți aproape un ceas, de ce vă sacrificați pentru mine? Și am spus, Iisus ne-a iubit pe noi, ne-a transformat viața. Și noi prin ceea ce facem vrem să vă transmitem un mesaj simplu, Iisus vă iubește. Începea să plângă femeia asta, la un moment dat a venit băieța și mi-a spus, am terminat, am dat jos roata de rezervă. Și am spus, da, bine, acum schimbați-o. Și am spus, mai avem o problemă. Ce? N-avem chei. Fordul nostru nu se potrivea. Cheia la Fordul nostru nu se potrivea, dar ea n-avea chei. Și ce am făcut în momentul ăla, când am văzut că n-avem nici chei? Mașinile circulau așa de rar. M-am dus pe linia albă și am întins mâna. Când vedeam faruri de mașini, vedeam să întind mâna. La un moment dat, când am văzut că văd niște faruri din mașini, m-am dus și m-am băgat așa, pe contrasens, să oprească cineva totuși. Și mi-a tot încetinit cineva mașina, o dat geamul în jos și a spus, frate Stelică, tu ești? Și am zis, dar de unde sunteți voi? Cine sunteți? Și a zis, noi suntem din Botoșan, mergem în biserica în care tu ai predicat seara asta. Și am zis, foarte bine, Dumnezeu are oameni peste tot. Vreau să vă întreb, aveți chei de dimensiunea asta? Și am spus dimensiunea. Pus că avem, acum rezolvăm problema. Hai să schimbăm roata. În timp ce schimbau roata, au venit unii din frații mei și au spus, cauciucurile de la mașina asta, cauciucurile de iarnă, praf. Trebuie cauciucuri noi. Am mers repede la mașină, într-o gentuță pe care o port la mine, a luat niște bani și am spus așa, vă rog tare mult primiți asta în numele Domnului pentru cauciucuri, toate patru cauciucuri la mașina dumneavoastră și v-am lăsat ceva și pentru vulcanizare să schimbați. A început să plângă și a spus, dar eu am ceva bani să vă dau dumneavoastră, nu se poate, nu se poate, nimeni nu a făcut asta. Ba da, i-am spus, este cineva care a făcut mult mai mult decât facem noi. Iisus Hristos a făcut mai mult pentru noi și vrem să facem asta pentru dumneavoastră. A început să plângă femeia asta, a terminat cu roțele de rezervă, le-a schimbat. Când am dat să plece, femeia asta a spus, mulțumesc tare mult. Mi-a părut rău că nu i-am zis o vorbă. Ultima frază. Din rușine mi-a spus-o. Și am zis, Doamne, când urcam mașină, dacă ar veni încă o dată înapoi, i-aș spune tot ce aș avea pe suflet. Măcar să plec în păcat. Și văd că a pornit mașina și într-o dată s-o dă cheia înapoi, s-o oprește și vin din nou. Nu știu, parcă simt că trebuie să vă mai spun o dată mulțumesc frumos, nici nu știu ce am venit, dar parcă simt că trebuie să vă mai spun o dată mulțumesc frumos. Și am zis, nu de asta ați venit. Vă spun de ce ați venit. Vreau să vă mai spun o frază care e cea mai importantă din tot ce am făcut noi seara asta. Și am zis, uitați-vă la numărul dumneavoastră de mașină. Avea numărul la mașină Rai. Și am zis, Doamnă dragă, ultima frază cu care ați vrea să rămâneți e asta. Aș vrea să vă străduiți toată viața dumneavoastră. Să trăiți atât de frumos încât la final și eu și dumneavoastră să ajungem în Rai. O pus capul în pumn. A început să plângă femeia asta și a zis așa, nu o să uit toată viața mea binele pe care dumneavoastră l-ați făcut, dar probabil fraza asta o să mă macine multă vreme. I-am lăsat numărul meu de telefon și am zis așa, dacă vreodată veți dori să încheiați un legământ cu Dumnezeu, să căutați o biserică, vă rog să mă sunați că vreau să vă cânt la botez. Încă aștept un telefon. Și eu cred că într-o zi Dumnezeu va face asta. Dar știți ceva? Există momente în care trebuie să lăsăm tot ce avem noi ca să transmitem un mesaj oamenilor. Oameni buni, trebuie să vă pocăiți, trebuie să ne pocăim că dacă nu ajungem în iad, că Dumnezeu ne vrea să ajungem în Rai. Doamne, ajută-ne la lucrul ăsta! Ucenicii adevărați răspund chemării lui Dumnezeu, sunt oamenii care repară și sunt oamenii care lasă totul. Seara asta, indiferent care ești aici, ia mesajul ăsta pentru tine, pune-l în viața ta, răspunde la chemarea lui Dumnezeu, lasă totul, anturaj, prieteni, oameni care te batjocoresc și întoarce-te la Dumnezeu până nu-i târziu. Dumnezeu să ne ajute pe toți. Amin. Amin.